Bună ziua, dragii mei, și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracolesco by Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi se efectuăm citirea noastră zilnică, valabilă pentru ziua de duminică, 11 octombrie 2020, și vom extrage și astăzi 5 cărți din setul Crede în magia proprie. Veți vedea dacă rezonați cu aceste mesaje și cum vă veți putea clarifica anumite situații cu ajutorul lor, bineînțeles dacă simțiți că rezonați cu ele. Dacă nu, această citire nu este pentru voi. Deci, 5 cărți. Și să vedem și piatra noastră pentru ziua de duminică. Sănătate. Vedeți cum se aplică în cazul vostru sănătate pentru ziua de duminică. Și haideți să vedem și cărțile. Deci prima carte, Spinii, care are mesajul țeseți împreună coroana pe care o meriți. Foarte interesant mesaj. Cea de-a doua carte, Grădina, este o sabie în această imagine. Cea de-a treia, mă scuzați, care vine cu mesajul ceva minunat va crește de aici. Vedeți, ea ține în palme o floare care parcă are de jur împrejurul ei o rază de lumină ca un înger. Cea de-a treia carte, Turnul, care vine cu mesajul scoate-te din priză și relaxează-te. Cea de-a patra carte este Regina Malefică, cu mesajul tu meriți zahăr, nu sare. Vedeți, are în palme cuburi de zahăr, dar mâinile și unghiile ei ne indică faptul că este malefică. Dar vom ajunge la această carte. Și cea de-a cincea, Prințesa, cu mesajul poți să-ți fii propriul cavaler. Și aici este o sabie. Deci, sabia în general reprezintă, trebuie să lupți, să învingi ceva și trebuie să fii pregătită pentru această luptă. Fie cu tine, cu anumite sentimente, cu frica, să te lupți sau cu alte persoane, dar bineînțeles nu la propriu, să alegi o sabie să te lupți, ci să te lupți și să le arăți că ești minunată sau minunat și că poți să răzbești, de exemplu, într-o anumită situație. Dar haideți să le luăm pe rând. Deci, prima este Spinii. Aceasta este cea mai bună carte care ne arată că este timpul să celebrezi sau să sărbătorești. Nu doar pe tine, pentru că într-adevăr ești minunată și puternică, dar și pe cei din jurul tău. Când tu ți-ai pregătit în fiecare dimineață și coroana care îți sugerează mesajul să îți țești o coroană, cea pe care o meriți, deci când tu ți-ai pus-o dimineața, tu te și ajută și pe alții din jurul tău să-și o pună a lor sau să-și o țese.
Ai foarte multă dragoste și înțelepciune ca să o împărtășești și cu ceilalți, deci nu o risipi. Iubirea de sine este esențială, mai spune cartea, dar și comunitatea sau cei dragi de lângă tine sunt importanți. Deci această carte vorbește despre faptul că după ce ai avut grijă de tine, să mergi să ajuți și pe cei care au nevoie de tine sau cărora le poți da o mână de ajutor. Nu sta închisă, unii oameni din preajma ta se bazează pe tine și chiar dacă uneori nu-ți cer ajutorul, tu trebuie să știi că ei, mai ales că sunt apropiați de-ai tăi sau chiar familie, au nevoie de tine și sarele în ajutor. Pentru că este bine să ajutăm întotdeauna cu ceea ce putem. Apoi avem grădina, care, vedeți, este înfățișată sau desenată o fată în imaginea noastră cu o sabie lângă ea și cartea îți spune că ceva minunat va crește de aici. Această carte vorbește despre durere, despre ce ai învățat din lecția care ți-a oferit această durere sau da, din relația trecută, de exemplu, și că este timpul să o vindeci, această durere, sau să o pui la spate și să începi un nou capitol din viața ta. Deci, sabia îți indică faptul că trebuie să lupți cu această durere și este timpul, după cum vedeți, ea ține în mână ceva minunat, care va crește ceva minunat din acel lucru. Și să te concentrezi pe această durere, să o lași în urmă pentru ca să poți să-ți începi acest capitol nou care te așteaptă din viața ta. Nu uita să te iubești, nu uita să ai grijă de tine, de corpul tău, de mintea ta, de sufletul tău, deci pentru ca să ca întreg organismul tău să primească această iubire și această grijă din partea ta. Și nu în ultimul rând, acel echilibru se va forma. Deci această carte este exact, dacă vreți, ceea ce ne spune și piatra, sănătate, pentru că sănătate se referă la întreg organismul, sănătate corporală, mentală, spirituală și din toate punctele de vedere. Apoi avem turnul, care îți spune să te scoți din priză și să te relaxezi. Vedeți, această imagine ne sau a ales pentru noi această imagine că fata se relaxează practic în yoga, cu niște cristale, cu flori și cu ceva lumânări mirositoare sau uleiuri esențiale mirositoare. Așa a ales ea să se odihnească și să se relaxeze. Bineînțeles, fiecare sunteți liberi să alegeți modalitatea care vă face pe voi să vă relaxați și să vă odihniți cel mai bine. Este timpul, spune cartea, să te dai un pas înapoi și să petreci ceva timp de calitate cu persoana iubită sau cu cei în care tu crezi cel mai mult, mama, un prieten sau o prietenă. Poți să urmărești ceva video în care se desfășoară o ședință de yoga, de exemplu. Încearcă să vezi dacă este bună pentru tine această modalitate. Poți să te lași ghidată de o meditație, să citești o carte care îți face plăcere. Poți să mergi în natură, să te plimbi, să descoperi noi locuri în care nu ai mai fost. Trebuie să îți iei acest timp foarte necesar în care să te reîncarci
și care este pe merit pentru că îl meriți și îți va da rezultate. Și vei obține și respectul celor din jurul tău, pentru că vei fi mult mai răbdătoare, mai înțelegătoare cu cei din jurul tău, vei fi mult mai. Toată această liniște și relaxare se va vedea și în exterior, și lumea va vedea și va aprecia. Apoi avem această regină malefică care vine cu mesajul meriți zahăr, nu sare. Și să vedem ce spune cartea, pentru că este ceva foarte interesant. Cineva din jurul tău sau din viața ta, vă apropii să o vedeți mai bine. Deci cineva din viața ta încearcă să te trateze așa cum nu meriți. Și tu încerci să le cauți scuze sau să vezi bunul din ei, da? Sau adevărul din ei, în sensul frumosul din ei, dar ei în continuare continuă să te dezamăgească și încă o dată și încă o dată. Și adevărul este că unele persoane nu merită cea de-a doua șansă. Este dificil, știm cu toții treaba asta, dar această carte vine să-ți spună încă o dată că e nevoie din partea ta să le tai legăturile. Deci, recomandarea cărții, bineînțeles că nimeni nu te forțează, tu faci cum simți și ceea ce simți. Recomandarea este să părăsești această relație sau să nu mai interacționezi cu ei, dacă sunt prietenii tăi, dacă sunt familie, nu-i mai lăsa să te trateze cum te tratează. Este timpul să mergi înainte, fără acești oameni, pentru că acești oameni poate nu este intenția lor, dar te vor distruge sau ei cred că este stăpânul tău sau ești sclavul lor sau în sensul ăsta. Fă ce simți pentru ca să-ți găsești pacea interioară și te vei simți liberă, te vei simți ușurată dacă reușești acest lucru, pentru că această pace interioară este la fel de prețioasă ca și aurul pentru corpul tău. Și aici iarăși venim la piatra noastră care se referă la sănătate astăzi. Ai grijă de sănătatea ta și nu lăsa pe nimeni să te subaprecieze sau să te trateze sau să te abuzeze așa cum nu meriți, da? Pentru că, cum spune cartea, tu meriți zahăr, nu sare. Și cea de-a cincea carte pentru astăzi este Prințesa, care vine cu mesajul poți să-ți fii propriul cavaler. S-ar putea să fii într-o situație în care este nevoie să evadezi. Exact asta spune și cartea dinainte. Această situație nu este tocmai roză pentru tine, și tu ai puterea să decizi dacă vrei să evadezi din această situație sau nu. Vedeți și aici este o sabie în imagine și un scut. Scutul, bineînțeles, este protecție și apărare. Cu sabia îți omori fricile. Se pare că ea șterge urmele de pe această sabie, deci se pare că a reușit să își fie propriul cavaler, pentru că este la sfârșitul misiunii. Vedeți, pe fața ei este și un zâmbet, ceea ce ne indică faptul că este satisfăcută de rezultat. Este o învingătoare, așa trebuie să te comporți și tu. Deci, din prințesa care ești, devino-ți propriul cavaler și ieși afară din această situație în care te afli.
Și această carte tot același lucru îți spune, că trebuie să tai toate legăturile cu persoanele care te tratează incorrect sau te abuzează chiar sau ți abuzează încrederea. Și ce mai spune această carte în continuare? Că tu știi deja că nu ai nevoie de un prinț ca să te salveze. Tu poți singură să faci acest lucru și este evident că la fiecare din noi stă puterea și de decizie și puterea, dacă vreți, fizică, pentru că îți trebuie un anumit curaj să, de exemplu, să-ți faci bagajele și să pleci sau îți trebuie un anumit curaj să ai o conversație, de exemplu, de final cu cineva. Și, dar tu ești puternică și poți să o faci dacă crezi că este cazul și la tine. Și la final, cartea spune că tu ai tot ceea ce este nevoie pentru această izbândă, pentru a ajunge la această izbândă. Ai scutul de protecție, ai sabia și această mască de protecție, dacă vreți, pentru în jurul capului și spune că Dumnezeu ajută pe oricine care crede că poate să facă un lucru bun. Deci dacă este pentru acest scop, pentru un lucru bun, ai susținere divină. Acestea au fost recomandările, dragii mei, pentru ziua de duminică, 11 octombrie. Deci, vedeți fiecare cu care din aceste cărți sau mesaje rezonați. În funcție de acest lucru, puteți să vă ajutați de aceste recomandări. Dacă simțiți că nu rezonați, lăsați-le deoparte, nu sunt pentru voi. Aveți grijă de sănătatea voastră, aveți grijă de voi. Dacă este să finalizați o relație sau o situație în care nu vă simțiți fericiți sau împliniți sau, din contră, vă simțiți abuzați sau folosiți, spuneți-le că așa nu se mai poate continua, că nu poate să te trateze ca pe o sclavă sau ca pe, știu eu, ceva sub nivelul lor, pentru că toți suntem oameni și toți merităm respect. Trebuie să ai această conversație de sfârșit, elimine din viața ta cu respect și începe un capitol nou, așa cum îți spune și această carte, că ceva minunat poate crește de aici, vei începe un nou capitol în viața ta, trebuie să-ți rezolvi doar anumite situații. Și vedeți, este foarte interesant cum această carte e 14, numărul 15 și după aia avem 3, 2, 1. Deci nu știu dacă este o coincidență sau nu, dar toată această citire se leagă. Fiecare carte are legătură cu următoarea sau cu cea dinainte. Deci și sunt în, dacă vreți, într-o continuitate între ele. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, pentru interes, pentru comentarii. Nu uitați că sunteți minunați, sunteți puternici. Aveți grijă de voi, fiți mai blânzi unii cu ceilalți, iubiți-vă mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!